Vă salutăm, prieteni! Astăzi am fost într-o drumeție cu bicicleta pe Răscoala și am ajuns la domnul Pivoda din Răscoala, unde m-am oprit să îi vedem mieluții și oile, să speriară un pic. Sănătate multă! Doamne ajută! Văd că v-a mers bine anul trecut și anul ăsta oile v-a dat miei fain. Dacă mere ca untul, dacă tragi ca untul. Ce să-i faceți? Asta e meseria. Dar o faceți cu plăcere, aia e. Cu plăcere, că dacă nu, nu le-aș ține. Cred că... De produs, ce produs? Da, așa e. Fac rădăuță. Vă făta și câte doi e anul ăsta, așa e? Da, am avut foarte. Mulți. Majoritatea a fost numai cu doi. Dar ce aveți mai mulți? Berbec sau miele? E bun. Țineți anul ăsta? Tot. Și... Cei nu contează, că e urât, că e frumos. Dar berbeci așa, dacă întreabă cineva din ăștia mici de vânzare aveți, nu? Mici? Mici, da. Da, dar numai la paș. Da. Păi da, ca... Am avut din doi de aia întăiat pentru rând. Rând, da. Tu ce faci? Îi privești să vezi ce frumoși îs? Acum ce le dați? Fân și lucernă? La noi tot cumpărăm. Da. La noi lucernă. Lucernă nouă. Fân. Lucernă, o tavă. Fân mai faceți pe aici, nu? Faci. Și porumb le dați. O dată, nu? Pe zi. O dată pe zi, că dacă nu le dai să iasă ceva, ce să, că numai din fân ce calorii are. Da. Apoi și ăla dăm și pe ăla bani și pe... Pe tot. De tot. Ce amar să facem? Ne luptăm cu el. Acum, numai în mai o să le duceți la munte. Da. Unde le duceți? În plaiul Frunzei. Aici, în stânga sus, nu? Nu, în Frunzei aici. A. Sus, către Măgură. A, da, stai. E altă parte. Noi nu, am greșit eu că... Da. Cum urcam cu bicicleta și... Mă opream, mă luam în dreapta, da. Am fost și acolo. Mai am și acum, mai am cu doi. Aveți? Da, dar ele-s băgate pe mine. Mm-hmm, separat. Da. Ne uităm la astea prima dată, că sunt faine. Uite ce mi-e și uite. Trec dincolo? Nu, da. Așa, sunt ca și copii. Da, cool. Păi acum e fain. Mișeim în toate părțile și în toate alea, că nu că mâncă ceva sau ăla, dar e curios. Curios, da. Dar acum nu e așa cald, dar dacă ar fi cald, cred că s-ar încura pe aici. Ba, așa. Și acum. Păi lucru de... Păi cât o fugă le-am avut în coastea aia acolo. Uh-huh. Apoi trebuie să le scot de acolo, bă. Uite și acolo. Le-am... Oricum aici pe Răscoala sunt mulți care cresc oi. Are Cosmin. Cosmin, Totoie. Wow, și în sus am mai văzut. Da, Dorel. Care au. Câte oi aveți? Aveți în jur de vreo 40. Da, mai multe. Mai multe. La 60, da. 60. Nu, no, pe unii intrași pe acolo și unii. Trebuie să iei. Nu contează la ei. Mai am și de fata. Am văzut, mergem și acolo să vedem. Uite ce fain e și ăsta de aici. Coadă lungă. Super bine, și miele, și...
Și tu? Dar de ce să țin separat? Păi nu le dau pași când fată, nu le dau pași mie. Asta, Mie, că ele nu le au treaba. Mie să urcă pe ei. Sunt curioși ei, ca copiii, să vadă. Da, da. E tare faină zona asta de aici, de la răscoală. Nu mai am și aici. O păta doi. Da, păi mulți. Uai, uite ce fain e ăsta mic. Ce prezură fain are. Mulți am avut cu doi. Și să nu două miele. Mai are un pic coada. Mai scurtă. Da, dar spune și mie care e faza cu coada. Că ce, doar nu... Acum știi cum, ca aspect. Ca aspect. Știi că zice că e noi. Și dacă are un cur rupt, deja pe brează, dacă are un cur rupt, zice că e... Dar eu am văzut un berbec cu colnul rupt, de tare și, bun era. Și iese marfă din da, el. Da. Nu, așa e, ce să... Eu am și acum, am o mioară de... O calcatoaie și rup coada, am oprit-o și așa. Păi da, dacă... La câte nu le rup, nu? Calcă uile pe da. Ele. Uite, de asta e fain, fain. Măi, și le prind și ăla, că tot... Da, sau, mă, nu, că mă, n-am ce să le fac, mă, nu, trebuie să le, ăla, le slăbiești dacă ții câte două, câte bă, iau, bă, iau, nu-i las. Acolo. Da, nu, de... da, da. Am trecut pe primăvară, a un an, acum. Dar din astea n-aveți de vânzare? Berbești, dacă. Berbești, dacă, deci dacă vrea cineva... Am trei. Dar până la Paști, de cât să fac oare? N-au fac. 10, 11. Aici e 11, 12, care sunt mai marișuri, uite cum e. Cum e ăla, da. Mă, să ia mai tarșat, s-o facă pe ele mei din vreme. Dar ei s-o metrac și din urmă. Da. Așa e sămânța asta noastră, mai tarșat. A vă vezi că... Unii se uită că să fie mari. Păi nici noi nu suntem toți mari. La ai, fel. Așa e. Anul ăsta pe cât le duceți? În mai, nu? În munte. Depinde și de timp. Ia, depinde de timp. Eu am zis că le-am duce înainte de Constantin și Elena. Adică de 21. Da. Ce faine erau făcute de casele astea, adică, nu, astea și casele tot așa erau făcute, nu? Cu uite, bârne din casa astea. Casa aia veche, acolo unde e, 100 și 90 are făcută. Mă, le-am acoperit, eu nu le-am lăsat să dărâm în baguile. Mai de mult cu ce să acoperea, cu prăștilă? Cu prăștilă, pachetă din lemn. Da. Și zicea cineva că cuiele erau făcute din lemn. Da, da. Păi și acum, până și acum. Da? S-au făcut tot așa. Eu am făcut grajdurile alea de nou, că am avut grajdurile făcute de tata vechi. Și le-am făcut de nou. La toate zbagate, la toate... Zbagate cuie la mijloc, știi, ca să nu iasă din încleștătură. Da. Cum e făcut încleștătura, am băgat cui și aici. Mă, la ăștia că scurte, ăștia nu mă e la... Da, da. Dar la bârnă lungă... Lungă. Am băgat cuie, vedi, ce fac cu sfrede, le dai gaură. Bă, aia bușu, aia bușu, aia bușu. Uite că ar și mânca iarba așa. Da, așa joacă, nu. Am încercat, uite, dar ce prostiile mă s-a acasă de ele. E din arroz, le mâncă, nu știu. Uite, uite ce fain. Numai după Paște o să începe să le mulgeți oile. Le mai căutăm și acum, că dacă nu le cauți, nu țară pe tine. Vezi? Nu, no, acum și vii la mine, ha? Ce vii, tată? Da, bă! E, bă!
E câte un așa mai... No, pe ele, eu le-am crescut. Da, țin. Dar mai am și care... Toate-s bune, numai să nu pun mâna pe ea. Să nu pui mâna. Păi să nu pun mâna pe ea. Când o prinde ăla, tremură. Așa face toată de... Dar sunt și care-s hârbe de... Numai scârbi ele, ca de...